cu vrălța. Bine ați venit, dragii mei. Bine te-am găsit. Iarăși voi? Iarăși noi. Nu scap de noi. Nu v-ați plictisit? Ți-a fost doar? Nu, mie, da. Mie place să joc. Ca și o coronita aia. Am înțeles. Nu vrei banii, tu vrei să-ți aparțină trofeul. Exact. Mai ales că e a 10-a oară. Mai ales, da. Având în vedere că este a 10-a amuletă pe care o joacă Ada și a 9-a amuletă pe care o joc eu împreună cu Ada, ne dorim foarte tare să o câștigăm. Eu să știi că mă bucur că jucăm cu ei și nu cu altă echipă, pentru că... Îi cunoaștem. Le știm plusurile și minusurile. Simpaticilor, putem dobândi înțelepciunea în două feluri. Pe calea nobilă a reflexiei sau pe calea amară a experienței. Așa spune Confucius. Filozofia lui a fost atât de apreciată de acest popor, încât se confundă aproape cu religia. Așa că există temple dedicate lui Confucius. Mie mi se pare oricum spectaculos că se joacă amuleta într-un templu. Adică cred că o să fie ceva super interesant și super fain. Chiar sunt foarte curios despre ce o să fie vorba la amuleta asta, sincer. Se zice că de mult trăia un vestit meșter chinez. Într-o zi se plimba cu soția lui pe malul lacului. Brusc, o ploaie torențială i-a udat până la piele. Soția l-a rugat să inventeze ceva ca să se adăpostească. El i-a construit pavilioane din bambus, unul lângă altul. Dar soția n-a fost mulțumită. Soțul a căzut pe gânduri și și-a rămână încruntat și a zis: greu să-ți mulțumesc, soția. Așa e. Dar într-o zi de vară, soția a văzut niște copii jucându-se în ploaie și ținând deasupra capului niște frunze de lotus. A doua zi, soțul a inventat prima umbrelă din hârtie. Wow. Ce drăguț. De atunci, chinezii nu se mai feresc nici de soare, nici de ploaie, pentru că au umbreluțe. Așa ca mine. Și jocul de astăzi, dragii mei, este cu umbreluțe chinezești. Și voi nu trebuie să faceți altceva decât să le găsiți. Okay. Super. Unul dintre voi va rămâne aici, lângă mine. Altul va pleca mai sus în templu. În templu sunt multe umbreluțe cu diverse desene, picturi. Aici o să avem niște umbreluțe mai mici, identice cu cele din templu mai mari. Okay. Voi trebuie să le găsiți după descrierea făcută de partenerul vostru. Noi trebuia din nou să vorbim printr-o stație walkie-talkie. Până acum, când am avut probe cu walkie-talkie, ne-am mișcat destul de bine, deci cred că o să fie bine. Dar partenerul are voie să zică la început doar două cuvinte. După asta, trebuie să urce pe scări și să coboare odată pentru a mai spune încă două cuvinte. Wow. Cel care rămâne aici, adică cel care descrie, nu are voie să mai zică decât da și nu, ca o soție supusă. Sau soț. Sau soț supus. Să se bucure cătă, că la proba și pentru fiecare puțin. Da și nu, va trebui să mai facă o tură pe scări, în sus și în jos. Nu-s multe scări, sunt doar acestea din spatele meu. Atât. Chestia asta mi s-a părut foarte complicată, pentru că știam că la un moment dat voi obosi. În momentul în care ați găsit umbrela, trebuie să o aduceți în echilibru. Vă arăt imediat. Ok. Așa trebuie să veniți cu umbrela până aici. În acest timp, partenerul care a rămas aici va trebui să se joace cu un fel de jucărie elicopter. Cel care stătea jos trebuia să învârtă elicele alea mici, să le facă să intre în vasul din fața Ginei. Pentru a putea aduce cel de sus, aducă umbrela în mână fără să trebuie să o mai țină în echilibru. Cine le găsește pe toate cel mai repede, pe toate șase, câștigă, da? 6 umbrele și 10 kg minus. E bine. După fiecare umbrelă vă schimbați, da? Păi credeai că faci 12 ture de scări de alea? De fapt 18? Dragii mei căutători, vă rog să mergeți sus, la ușa templului. Nu mi s-a părut o probă foarte grea. Mai greu era cu echilibristica, pentru că trebuia să ții umbrela respectivă în mână. Start! Succes! Ușor, dacă o să leșin. Ok.
2 papagali. 2 fluturi. Deci, sunt foarte multe cu papagali. Ți-am zis dacă sunt... Fii atent, eu zic culoarea. Trebuie să-mi zici între cuvinte dacă e așa sau nu. Ce papagali am găsit sunt cu albastru și portocaliu. Și sunt flori în jurul. Semne chinezești. Cum mai te-ai gândit la semne chinezești? Flori verzi. Hai de viață, mai cât e de greu asta. Supremul Ken a fost că trebuia să-mi aleg 2 cuvinte, iar ea să înțeleagă cumva, să le primească ca niște indicii. Să-mi zic culoarea papagalilor, te rog. Culoarea. Predominant mov. Ok. Am găsit umbrelele în 5 minute, le-am găsit foarte repede. Problema era cu adusul umbrelei. Ce fac acum? Încep cu asta, nu? Da. Pot? Da. N-am nicio șansă. Trebuie să nimerești aici, nu? Eu n-am avut niciun talent cu elicea respectivă. A, gata, am găsit. Deci predominant mov și sunt 2 papagali care au pe ei portocaliu, albastru, mov, negru. Cred că da. Ok. Umbrela aia trebuia dusă în echilibru, până la noi. Bă! Este foarte greu. Bă! Eu am plecat, am ajuns până în față, mai aveam foarte puțin să ajung la treptele de unde să cobor, doar că exact în momentul în care ajungeam lângă trepte, de acolo bătea vântul și cădea umbrela, efectiv nu aveam cum să mai cobor treptele. Doamne, ferească Dumnezeu! Ștefania, de câte ori îți cade umbrela, trebuie să stai sprijinită cu spatele de stâlpul roșu și să o iei de la capăt. Ștefania, sigur n-are cum să-mi aduc umbrela aia în echilibru, pentru că dacă vine cea mai mică rafală de vânt, zboară cu tot cu ea. Chiar n-o să ajung niciodată, ever. Nu merge, bat, nu merge. Cata, nu e bună umbrela, du-te înapoi. Mamă, bossule, mă... Trebuie să pui umbrela la loc, Cătălin, și să iei alta. Eu nu făceam probleme de echilibru, că eu echilibru am. Tu da. Da, umbrela n-are echilibru. Cum țin eu în echilibru umbrela aia? Bate vântul, nu pot să o mișc, că mi-o împinge. Nu-i bun umbrela. Credeam că noi la găsirea umbrelei ne vom descurca extraordinar de bine. Greșit! Literă roșie. 2 Doamne Dumnezeule! Toate au o literă roșie. Băga mea aș... Deci nu-mi spune de treaba cu litere, ți-am zis că nu e relevantă. Asta este o bună lecție de viață, știi? Alegeți cuvintele cu grijă. Cum să-i zic eu, măi? Din prima noi am plecat prost rău. Litere... Bac. Litere chinezești. Gata, cred că am găsit-o. Verde papagali. Nu, nu mai îmi spune, nu mai rosii astea, pentru că nu e ce zici tu. Așteaptă. Nu-mi dau seama unde este. Da, asta-i. Papagalii sunt mov și există doar 2 flori, una mare și una mai mică. Una mare, cum te uiți la ea, și una în dreapta ei mai mică, gen? Nu. Ferească Dumnezeu cât am putut să mă chinui cu umbrela aia cu papagali să o aduc la Ștefan. Este mov predominant și există 2 papagali? Nu răspunde, dar pregătește-ți răspunsul să te întrebi. Ideea este că el în walkie-talkie îmi tot spunea că cei 2 papagali sunt mov. Mov cu galben și cu roșu. Predominant mov. O să vin cu ceva la nimereală. Deci chiar la nimereală. Nu, că nu, nu. Cred că e pe drumul cel bun după cum face. Da. Și m-am chinuit câteva minute bune. După ce puneam umbrela în palmă, cădea. Încearcă să-i rușcă p***le, că altfel n-am putea numai bine. Mișcă-te cât pot să-i arunc sărăcina asta cât pot. Tu știi cât am dat eu cu elicopterele alea ca tu să nu mai vii cu umbrela în echilibru? Mătii. Nu, ba, nu pot. Nu, nu!
nici nu cred că vin cu cea corectă, pentru că nu există nimic din descrierea ta să fie asemănător cu ce zici. Deci, mă... A fost cea mai grea amuletă, nu fizică. Grea așa, psihic. M-a dărâmat, m-a dărâmat. Ai! Ah, please, 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 please. Hai că ai ajuns aproape. Zi, să știu dacă mai vin. Aia zic, tu nu explici ce trebuie. Nu există nimic cu MOV. Ne-am încurcat. A fost un moment enervant. Da, nu am, n-am cum să găsesc niciun fel de papagal cu MOV. Tu nu mi-ai explicat, ți-am zis de 7 ori să-mi zici ce culoare are papagalul ăla. Singurele chestii care sunt mai predomină roșu, în niciun caz MOV-ul. Există doar un c*** de pată de MOV. Papagal MOV. Tu cred că faci mișto de mine, mi-ai zis că predomină c***atul ăla de MOV. Era o singură umbrelă cu papagali MOV. Restul erau cu papagali portocalii, roșii, verzi sau un albastru închis. Nu predomina niciun MOV. Niciun MOV nu exista. Nu există, nu există niciun fel de papagal în p***a MOV. Și pe roșu sau pe verde ce zici tu, nu există, nu este, ești nebun la capul, o ificioară, nu văd, nu văd așa ceva. Hai. Cred că le-am dat de vreo 5-6 ori pe jos și pe iarăși le-am adunat și iarăși am încercat să le pun. Nu ieșea nici cum, n-am putut. Du-te, mă! Dragii mei, haideți că m-am îndulcit puțin, m-am făcut mai bună. Aduceți umbrela doar până la cele două iatagane, da? Chestia e că am reușit să ajung până la urmă la cele două arme, se duc umbrela Adei. Corectă, da? Da. Atunci când am văzut că a venit Cătălin cu prima umbrelă, am zis că, băi, hai, soarce, că vreau eu să mă duc, eu vreau să-ți coleg toate umbrelele de acolo, că sigur se poate. Nu e nimic, nu e nimic din ce ai descris tu, nu există. Speak, adu altă umbrelă și o lăsăm pentru sfârșit. Las-o acolo și spune că o să caut altă umbrelă. Stai, încerc să ne caut. Ce să vin? Stai că mă duc să iau altă umbrelă și pe asta o lăsăm pentru la final. Doi fluturi? Doi fluturi? Flori roșii? Mai zic încă două chestii și vreau să știu dacă florile sunt roșii din alea de copac. Multe floricele roșii de copac. Mai zic ceva de fluturi aia, te rog. Flori și verde, Ada. Doi papagali. Este o floare roz și o floare MOV mai mare? Nu. Sunt două buburuze? Nu. Nu am înțeles, zi dacă sunt două buburuze. Nu. Mi-a zis că nu. Am fugit în partea dreaptă, am găsit umbrela respectivă și a început distracția. Vreau să știu dacă sunt lipiți sau se uită unul la altul. Da. Cineva o să mânce bătaie seara asta? Hai, te rog, stai. Hai, stai, fu-ți umbrela! Se pare că arunci mai bine când ești nervos. Asta cred că este o probă pentru a câștiga $1,000,000. N-ai cum, nu poți să dai. Nu prindeam traiectoria, ba bătea vântul, ba dacă învârteam prea tare zicea prea sus. Ba veneau înapoi la mine, nu nimeream. Nu, cal. Așa că mamă, deci chinuit, nu cred se că poate. O să rămâneți voi aici. Am niște mamă mici. Și eu vor aduce umbrele. Aia da! Stai un pic! Bă, cât m-am chinuit la umbrelele alea. Dar nu cred că e aia, speak. Asta-i? Da. Flori roșii! Și acum pot să o aduc pe aia pe care am adus-o și a greșit-o el? Da. Super. N-am nevoie de alte instrucțiuni, că aia e. Egalitate în acest moment. Ah!
Am adus-o. Sunt flori galbene în dreapta și roșii în centru și în stânga două tulpini de bambus? Da! Diferența dintre noi, Ada și Cătălin, era foarte strânsă. La noi s-a întâmplat faptul că umbrela, prima umbrelă greșită, de fapt era corectă. Așa că noi am recuperat din greșeala lui Ștefan cumva. Da. Hai, fugi. Fugi tu. Okay. Nu, tu fugi, crede-mă. Păi da, dar fugi tu acolo. Acolo. A, da. Flori, puține. Doi papagali. Ai. Mai sunt încă două flori gen bujor din aia, unul roșu, unul mov? Da! Da, asta e, asta e! Hai, concentrați-te, vină până acolo, că asta e! În momentul în care am o să pe a cinci, am văzut că și ei aveau cinci. Deschide umbrela! Și avem o echipă câștigătoare! Echipa albastră, Ștefania Bravo. Și Spic, felicitări, dragii mei! Ia, Iura, că tragi! Tragi, tragi, ajungi, joci și nu-ți iese la final, știi? Exact pe ultima să demeti, se schimbă tot jocul și te lovește direct în gură. Ca de fiecare dată noi ne necăm la mana. Bravo, sorci. A fost un joc pe cinste. Bravo. Foarte greu. Aoleu, ce fericită sunt! Să știi că și eu sunt foarte fericit că am câștigat. Sincer, mă așteptam să nu câștigăm. La bani e ultimul lucru la care mă gândesc când vine vorba de jocul ăsta. Chiar... Da, eu mă gândesc pentru că i-am luat așa că shopping mai mult acasă. Ba da, babăcica, good job! Trăiește marea aventură Asia Express pe antenaplay.ro. Ai episoade integrale fără pauze publicitare.